Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru roman, un roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens. Bună ziua și bine v-am regăsit aici în studioul Roman 24. Pentru următoarea jumătate de oră alături de mine am doi invitați care fac parte din echipa Partidului Național Liberal și am să încep cu domnul Constantin Ghica. Bună ziua și bine v-am regăsit! Să rămâne, bună ziua! Fost viceprimar al Romanului, implicat în viața economică? Da, deci... Încă din primul mandat al domnului primar v-ați ocupat de asta, am făcut echipă și pe domnul dânsul și cred că rezultatele s-au văzut în timp. Mă refer în primul rând la rezultatele din economie, s-au creat locuri de muncă, am făcut o echipă până acum, zic eu, destul de bună și rezultatele se văd. Vom face o echipă în continuare, suntem cea mai puternică echipă și cred că conform sloganul, cu noi viitorul are sens. Și domnul Bogdan Andrieș este alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, consilier local și viitor, probabil, consilier local, nu? Probabil, vedem rezultatul pe 5. Sunteți optimiști în ceea ce privește această campanie electorală care se apropie sau suntem, de fapt, la mijlocul ei? Mai este un pic de timp până pe 5 iunie, când romașcanii vin la vot. Echipa PNL-ului este o echipă tânără, pregătită, domnule Andrieș? Da, este o echipă pregătită, avem oameni din aproape toate domeniile. Voiam să vă spun că tot ați vorbit ceva de campanii. Sunt unii candidați, nu că aș vrea să le atrag atenția, dar e bine să subliniem acest lucru, care spun că își doresc o comunitate unită la Roman, căci că n-ar exista. Și tocmai ei fac așa un disconfort între oamenii acestei comunități și îi împart așa în mai multe... Mai multe categorii, tot țipă că lipsește în Roman o comunitate unită. Nu, în Roman există o comunitate unită, tocmai prin ceea ce s-a făcut în Roman și pentru că toți cred în aceste lucruri care s-au realizat și cred în conducerea primăriei Roman, în administrația publică locală și vin unii și spun că lipsește în Roman o comunitate unită. Nu, comunitatea unită există pentru că s-au făcut lucruri și atunci oamenii au un moral ridicat și au încredere în tot ceea ce se face. Da, este o echipă tânără, unită la echipa PNL Roman, în care fac parte multe categorii sociale, mediu de afaceri, profesori, pensionari. Sigur că da. Vedeam și vorbeam și s-a văzut în această campanie electorală, domnule Ghica, faptul că nu toată lumea vine cu proiecte, nu există o dezbatere reală. Partidul Național Liberal are un proiect, știu că se numește Roman 2020, dar stăteam de vorbă și cu alți colegi ai dumneavoastră și spuneau că de-a lungul ultimelor luni toate proiectele pe care le are echipa pentru Roman au ajuns la urechile cetățenilor. Este așa cum... De aceea nu vrem să plictisim prin a repeta de multe ori. Principala preocupare a noastră și cred eu că e cea mai importantă, că Romanul să fie un oraș prosper. Pentru aceasta, în primul rând, el trebuie să aibă un loc unde să-și desfășoare activitatea, un loc de muncă. Crearea locurilor de muncă e principala noastră preocupare. De aici decurg celelalte. Dacă avem locuri de muncă, sunt și bani pentru sănătate, sunt și bani pentru pensii, sunt bani pentru educație, sunt bani pentru celelalte dezvoltare, investiții. V-ați ocupat de aducerea TRV-ului la Roman? Deci m-am ocupat și mă ocup în continuare. Vor mai fi locuri de muncă, exact cel puțin 2000 de locuri, cum spune în programul Roman 2020, se vor crea la Roman.
Astfel încât eu cred că fiecare romașcan dornic să muncească va avea de ales cel puțin 2-3 locuri de muncă. Ele va începe să funcționeze piața muncii, salariile vor crește prin concurența care se va naște. Deja s-a născut o concurență, deja sunt în căutare de, știu eu, să zicem, specialiști. Spre exemplu, căutăm în momentul de față motosevitoriști, sudori, electricieni. Oameni pe meserii. Oameni pe meserii, se caută. Și o altă preocupare, după aia, educația să vină în, să fie corelată cu economia. Cu cererea de pe piața muncii, da. De cererea de pe piața muncii să găsim și în partea de școli. Nu mai avem școli profesionale, din păcate. Au început să apară școli profesionale, să știți că s-au făcut pași aici și cred că se vor face pași în continuare. Am făcut împreună cu domnul primar, când am fost viceprimar acum 4 ani, el a continuat după aia cu actualul viceprimar, discuții cu agenții economici, deci vom continua să facem acest tip de discuții cu fiecare agent economic din mare, din oraș, la care să invităm și parte din guvern. Am făcut câteva discuții, dacă ne amintim, acum vreo câțiva ani și s-a părut un laminat și asesor, că între timp s-a oprit, e altă problemă. Din păcate, eu da. Cred că și Asilor Vital se va relansa. Să fie așa. După cum ați văzut, îmi cer scuze, chiar noua lege a învățământului care se creionează zilele astea cuprinde o modificare pentru elevii care termină cele 8 clase, urmează acel ciclu, fie teoretic, ce fac ei, merg la o școală profesională și aici partea interesantă, mediul de afaceri se poate implica. Deci, în sfârșit, mediul de afaceri își poate implica și să ceară explicit, nu știu cui va cere, cum va fi legea, conducerii locale, la centru, anumite clase cu anumite specializări. Da, deci, în sfârșit, se face lucrul ăsta. Chiar de azi dimineață ascultam iarăși la radio știrea. Mai toți specialiștii buni ne-au plecat din țară. Dar nu că ne-au plecat, nici s-au mai făcut. Nici nu au mai fost pregătiți. Mai mult decât atât. Ei se vor întoarce, au părinți aici, părinții sunt în vârstă, știu eu, să ajungi la o anumită vârstă și n-ai pe nimeni pe lângă tine, e foarte greu. Din păcate, ultimii 2 ani am cam pierdut, 2014-2015, pe fondurile europene, la asta pe fondurile europene, și aici să vină tovarășii de la PSD să ne explice de ce au întârziat cu legea achizițiilor publice atât de mult timp. Deci s-a pierdut, nu s-a făcut niciun proiect în acești 2 ani și jumătate. Actualul guvern termină legea achizițiilor publice acum, pentru că nu se poate face bătând din palme, dar mă rog, comparând România cu Polonia, noi am pierdut zile trecute, da, o investiție de vreo 500 de milioane de dolari. Apropo de aceste fonduri europene, sunt câteva proiecte pe planul Roman 2020, Casa Celibidache, reabilitarea mai multor monumente istorice, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Andrieș, credeți că oamenii pun accent pe salvarea acestor clădiri? Și mi-aduc aminte de cât chin a fost pentru Biblioteca Municipală George Radu Melidon. N-a existat la început un astfel de interes, până la urmă și despre Casa de Cultură se spunea că ar fi bine să fie demolată la un moment dat. E important pentru ceea ce înseamnă o comunitate unită sau mai puțin unită. Este important unită. Pentru comunitate și monumentele de cultură fac parte din viața, comunității, nu? Nu trebuie să avem doar șosele, doar spații verzi, copaci, parcuri de joacă. Orice monument istoric face parte din viața comunității și înseamnă ceva, da? În trecutul comunității, în prezent și în viitor, bineînțeles. Mi-aduc aminte, spuneau niște persoane care treceau prin Roman, nu văzuseră până acum sau nu dăduse importanță pentru că nu fusese reabilitată biblioteca. Și acum, ce monument ați făcut? Nu că nu e făcut, este reabilitat. Dar nu dădea nimeni importanță că era gri. Chiar gri. Chiar umbrit de copaci, chiar alții, de ce s-au tăiat copaci în față, pentru că nu-și mai aveau rost, erau și bătrâni și bătrâniți, periclitau și circulația, curgeau tot timpul din ei și chiar erau un copac destul de bătrân. Bun, uitându-mă pe proiectele pe care alte partide le au sau pur și simplu oameni care candidează pentru o funcție, sunt și lucruri care nu sunt realizabile. Șosele suspendate, nu? Da, bun. Din impozite la jumătate. Scăderea facturii la energie electrică sau la apă. Da, asta mai am avut odată, da, la Roman, de la apă. Deci, este clar că
trebuie văzut ce se întâmplă la compania de apă, dar ea se află acum la subordinea Consiliului Județean. Consiliul Județean este dominat de Partidul Social Democrat. Deci dacă ar vrea să facă ceva, să vadă în sensul... Acolo sau niște salarii enorme dar, până acum vreo două luni. Păi discutăm și politica asta de salarii, că a venit PSD-ul și a îndreptat ceva. Păi da, pentru două luni și eu aș fi îndreptat după ce patru ani am luat foarte mulți bani, adică 1700 de lei pe indemnizație. Pentru imagine chiar da, și-au dat demisia. Da. Dacă ne uităm pe datele statistice, salariul mediu la bugetare e undeva la 2800 de lei, deci 28 de milioane și ceva, iar la mediu privat e vreo 20 de milioane, diferența e de vreo 8 milioane. Dar câți din bugetare au salariul mediu de 28 de milioane? Cred că nici 1%. Ei, ce s-a întâmplat? Dacă cândva au fost tăiate inclusiv indemnizațiile din Consiliul de Administrație, din AGA, din salariile directorilor erau limitate la nivel de secretar de stat, acum găsim salarii Consiliul de Administrație 15.000 de euro pe lună. Păi da, e sumă și foarte mare și vorbim de o ședință. Aduni și faci media, veniturile împărțit la numărul de salariat, îți iese 28 de milioane. Deci, ca să nu mai vorbim de cheltuielile care se fac, și-au tras pensiile la parlamentari. Bun, și-au luat niște mașini, jacuzzi, și mașini, atât de multe. Dar, zici, păi, las că dăm 2-3 lei la acolo sau 10 lei la omul muncii de jos și noi facem după aia în fel și chip. Cu pensiile ați văzut, parlamentarii PNL au ieșit din sală. Deci, ca să nu se mai spună că au votat, că nu au votat, au părăsit sala. Vor beneficia și ei acum, să fim corecți, indiferent că... Eu cred că se va reveni, pentru că e un lucru anormal. Și de ce eu spun asta? Nu poți ca tu, din bani publici, să-ți dai pentru tine un avantaj. Ei, nu. Deci, tot timpul s-a făcut asta în România. Nu tot timpul. În perioada înainte de război, să știți că parlamentarii își dădeau drepturi, dar următorului parlament, altfel spus, eu, parlamentul actual, pot să creez, să-i cresc indemnizația, salariul, să-i dau nu știu ce avantaj, dar începând cu mandatul următor. Nu cu mandatul care sunt, sau să dau și din urmă, retroactiv. Sunt lucruri anormale care eu cred că până la urmă se vor îndrepta. Da, și atunci va avea de câștigat și... cei mulți, să zicem așa. Da, noi cei care mergem la vot. Din păcate, discuția asta despre Parlament se va amâna până în toamnă, când sunt alegerile. Acum vorbim despre proiecte pe plan local, care totuși depind și ele într-un fel sau altul de ceea ce se întâmplă la nivel național. Și noi aici, la Roman 24, tot am deschis o dezbatere pe tema infracționalității și a minorilor care ne tot fură și există o lege, dar care nu are norme de aplicare. Dar ea există și ar putea acești copii să fie, nu știu, într-un centru. Înțeleg că există un astfel de proiect la nivelul echipei liberale pentru Roman? Da, există prin extinderea camerei de luat vedere, dar aici trebuie mers la judecăm un pic fenomenul. De ce acei tineri ajung în faza asta? Din cauza că n-au din ce trăi, e și asta o cauză, că nu sunt supravegheați, e și asta o cauză, că nu sunt prinși. Sau poate chiar sunt trimiși intenționat de către părinți. Sau sunt trimiși de părinți care n-au, mă rog, sunt, deci problema trebuie tratată din mai multe unghiuri, din mai multe. Și eu cred acum că în Roman nu se întâmplă fenomen de genul ăsta unde sunt camere de luat vederi. Prin extinderea camerelor de luat vederi și colegul meu vă poate spune mai mult despre acest proiect, un proiect la care lucrează intens, se vor reduce. Dar un centru direct, domnule Andrie, și un centru de reeducare. Da, știu că s-a mai încercat ceva de genul ăsta și a fost un proiect respins pentru că trebuie un aviz de undeva din partea guvernului la astfel de centri. Și s-a încercat acum câțiva ani și am primit un refuz categoric. Comunitatea locală nu poate singură să facă un astfel de centru. Sunt multe lucruri. Trebuie psiholog, asistență. Da. Eu ceea ce știu că a fost respins încă de la început din nu știu, de la guvern, cineva, un factor de decizie a respins acest lucru. Dar cum spunea și domnul Ghica, dacă nu reușim să facem acest lucru, poate tăiem din fașă răul și stopăm din rădăcină problemele, căutând cauzele. Efectele le vedem, nu cred că sunt atât de mari. Nu cred că infracționalitatea în rândul minorilor este atât de ridicată, totuși, în român. Sunt cazuri peste tot. Sunt cazuri. 13 minori.
Nu peste e o listă tot, foarte, foarte în toată mare. Țara sunt cazuri. Noi trebuie să vedem în comunitatea locală și să încercăm, dacă nu reușim cu acest centru, să vedem cauzele care au dus la apariția acestui fenomen și să restrângem cât se poate de mult, să limităm. Cel mai important, reintegrarea părinților în societate. Adică să-și găsească un loc de muncă, să-și găsească un rost obligatoriu în viață. Obligatoriu să-și găsească atunci, un loc de muncă, dacă îmi permiteți. Mulți din ei, dacă au venit o lunar asigurat, au cât de cât un și educația contează foarte mult. Atunci, nu, mi-aduc aminte și de acel program A doua șansă la școală. Erau oameni care s-au dus, au încercat să treacă cu brio. E un pic de muncă, pentru că vorbim de persoane de etnie român care de-a lungul timpului s-au obișnuit cu un astfel de stil de viață. Dar trecând la și lucrurile frumoase, ștrandul din Roman deschis vinerea trecută, redeschis pentru sezonul estival. Avem nevoie de astfel de lucruri, de distracții, de relaxare pentru romașcani? Cu siguranță că avem nevoie de astfel de lucruri. În Roman, populația, cei în vârstă, trebuie să meargă liniștiți prin parc, să-și vadă de bătrâneții lor, să aibă grijă de nepoți, să aibă un ban în buzunar, deci o pensie decentă. Cei, populația activă, cei buni de muncă, trebuie să muncească 8 ore pe zi, după care au nevoie de o recreație, ducă la un cinema, la un spectacol, în strand, vine perioada de vară, deci o relaxare din asta care e necesară pentru a-ți reface forțele. A fost un succes, clar, cum da. Se spune, anul trecut cu strandul, a depășit încasările estimate la toate capitolele, ba chiar mai mult din bine s-a deschis, a fost extins prin numărul de și toate alea. Deci ceva care a produs un efect... Nu, dar au fost și oameni care au zis, decât să facem un strand, mai bine făceam mai multe trotuare, mai multe parcări, domnule Andrieș. Eu zic că există. Există și trotuare, există și parcări, există și străzi. Și vedeți, dumneavoastră, niciodată nu o să poți să-i mulțumești pe toți. Unii vor parcări, cum ați zis. Ca să faci o parcare, trebuie să mai iei un pic din spațiul ăla, din spatele blocului. Alții sunt împotrivă. Cum să-i mulțumești pe toți? Eu personal, pe zona pe care răspund, am fost chemat că erau defrișați niște copaci. Unii chiar voiau, că le produceau anumite probleme, crengile în geam, nu mai voiau oameni acolo copaci, nu știu. Alții, noi vrem să rămână copaci. Cum, dar e o umbră, mai stăm pe o bancă. N-ai cum să-i mulțumești pe toți. Încet, încet, să știți că în urma discuțiilor se ajunge la un... În multe locuri merge spațiile verzi. Când am început noi cu spațiile verzi, acum, nu mandatul ăsta ce se încheie, acum acelalt mandat, câte probleme, vă aduceți aminte și dumneavoastră, dar s-au reglementat. Da, faptul că trebuiau numai gardurile scoase de acolo, erau supărați oameni. Arată zona cum arată. E mult mai elegant, mult mai frumos. Să știți că erau după gardurile înalte de un metru și ceva, doi, se întâmplau multe fenomene. Ți era frică să circul noaptea pe acolo. Ei, acum e altceva. Dumneavoastră, întrebați dacă a fost necesară această investiție ștrandul în Roma. Eu vă întreb retoric, este necesară o investiție de milioane într-o comună din Roman în betoane și fier? Într-o construcție? Da, o comună aflată la 2-3 km de Roman? Asta este PSD-ul. Asta înseamnă sifonarea banului public. De aceea oamenii trebuie să aibă încredere că uitați la Roman cu echipa care este, s-a făcut treabă. Eu dacă n-aș fi implicat în politică, m-aș culca liniștit, știu că este un om acolo și o echipă care și-a făcut treaba. Și ceea ce s-a promis, s-a făcut de fiecare dată. Tot ce au luat, hai să o luăm din 2008, de când este actuala echipa primarului Eureanu și dânsul inclusiv. Nu ce cred s-a că, promis și nu s-a făcut. Nu cred că există vreun proiect, asta spuneam, în care să spună că, domnule, s-a promis în campania din 2008 până în prezent și nu s-a făcut. Deci eu aș dormi liniștit, pentru că este cineva. Într-adevăr, trebuie să stăm treji și în jurul Romanului, unde sunt comune, unde se sifonează banul public, așa cum a fost învățat PSD-ul să-l facă, din fașă. Da, să nu spunem lucrul acesta, pentru că poate nu tot PSD-ul. Știu că în Consiliul Local aveți o relație bună cu colegii de la PSD, adică spuneți... Făcând legătura între comune, m-a referit la primarii PSD și din acele comune. Or fi și peneliști, nu știu. Eu spun în jurul Romanului și sunt localitățile care chiar mă doare că sunt venituri enorme și se dacă spuneți de sifonare, de ce nu faceți și o adresă către instituțiile statului, ca așa? Sunt făcute zeci de adrese, dar încă nu le-a venit rândul. Da, probabil o să le vină rândul. Am înțeles. Adică aveți și dovezi în sensul când spuneți sifonarea banului, ca să nu impudeze cineva că... Da, păi prin diverse metode. Când faci un centru cultural de 2 milioane și ceva de euro într-o comună de 10.000 de locuitori,
chiar e nevoie de o asemenea investiție? Cât a costat ștrandul românului? Nu știu dacă s-a ajuns. Mult mai puțin, da? Și cui servește? La 5.000 de bilete care s-au tăiat într-un weekend, dacă mi-aduc bine aminte, da? Da, a fost un boom, da. Când inclusiv celor din Iași, Piatra Neamț, da, Bacău, care vin la Vaslui. Când vor intra 5.000 de oameni într-un cămin, într-un centru de afaceri sau cum Dumnezeu se numește. Incubator, da. Dar avem nevoie de becuri pe fiecare străzi. Nu vorbesc de român, vorbesc de limitățile din localitățile din Roman, pentru că mai avem nevoie de echipa PNL pentru Roman, pentru județ, pentru întreaga țară. Nu doar pentru... Deci acolo unde trebuie schimbare, trebuie făcută. Oamenii să analizeze ce a făcut primarul, ce n-a făcut administrația, să dea la o parte și să înceapă cu momentul zero. Pentru alegerile locale față de anii anteriori, președintele Consiliului Județean nu se mai votează de către noi cetățenii de, da, de rândul consilierilor. Vorbim, da, din rândul consilierilor. Asta înseamnă că vă doriți și o majoritate în Consiliul Județean pentru a avea exact și președintele. Cum e cu domnul Mugur Cosmanciu, cu domnul Ghica? Domnul deputat Mugur Cosmanciu va câștiga alegerile Neamț ca Partid Național Liberal, număr de consilieri județeni și atunci automat va deveni prin vot indirect, va deveni președinte al Consiliului Județean și lucrurile se vor schimba radical în județul Neamț. Neamțul, vedeți dumneavoastră, dacă noi căutăm să dezvoltăm Romanul, vrem, nu vrem, trebuie să apelăm la comunele din jur, care de multe ori sunt mai, să zicem, încet, nu vin lângă noi cu idei mai îndrăznețe. Am făcut Roman Metropolitan un proiect în timpul mandatului meu de viceprimar, împreună cu consilierii, cu primarul, și nu s-a concretizat nimic. Concretizat în proiecte, da. Mare lucru, pentru că în jurul Romanului am fost... Păi, nu facem, că dacă facem, uite, iarăși o realizare de-al domnului Ureanu, iar ne-am săturat de atâtea realizări, hai să-i mai punem talpă. Bună, dacă vă mai dau un exemplu, puntea peste râul Moldova. Și așa mai departe. Sau sensul giratoriu de la Poarta Nord. Sensul giratoriu, așa, da, multe exemple. Din păcate, da. Și care nu sunt deloc o coritoare de est și așa mai departe. Sunt multe care, măi, prea multe face. Hai să-i mai punem talpă. Această asociație Roman Metropolitan, până la urmă, nu vin proiecte numai pentru Roman, vin proiecte pentru această asociație. Cred că cetățenii din jurul Romanului acum văd cine face și ce face. Vom crea locuri de muncă la Roman, foarte bine vor veni și din Ion Creangă și din Gădinț, din Tămășenea, din Ghirești, din toate localitățile din jurul Roman, vor lucra aici la Roman, vor duce acasă și vor dezvolta zona. Ei, dacă mergem pe ideea să dezvoltăm, să știți că la ora actuală Romanul are 55% din PIB-ul județului Neamț este la Roman. Deși populație nu suntem nici pe departe. Dar ne putem compara cu partea de... Doi, căutăm să dezvoltăm PIB-ul. Mulți vorbesc despre PIB, produs intern brut, dar nu știu cu ce să mână, că am auzit la televiziunii centrale că dacă crește consumul intern, crește PIB-ul. Așa este, dar e un adevăr spus pe jumătate, ori nu pricepe, ori a vrut să-l ascundă. Cu o singură condiție, consumul să fie din produsele care le produci tu. Dacă noi ne vom cumpăra televizoare, frigidere, mașini din afară, PIB-ul scade. Cu siguranță va scădea, pentru că valoarea bunurilor, valoarea de piață a bunurilor, serviciilor produse, plus investițiile, plus destinat consumului final, plus exporturile, minus importurile. Și dacă adun ceva și scad, nimica. Dar, din păcate, sunt mulți care vorbesc, îți dau cu părerea, rezultate nimic. La noi, eu zic că faptele vorbesc, așa că îi așteptăm pe Romașcan la vot în 5 iunie, în număr cât mai mare, și votând cu primarul Dan Laurențiu Leureanu și echipa lui PNL, din care fac și o parte și domnul Bogdan, nu vor greși, nu-i vom dezamăgi. Da, vreau să rămân tot la partea de economie și... Încă un lucru, dacă nu ați vrut. Nu știu dacă a făcut cineva un calcul, eu vorbeam cu cineva și încercam așa să creionez, s-au făcut undeva la aproape 50 de milioane de euro investiții în Roman.
ce înseamnă tot, și fabrica de airbag, tot, absolut. Investițiile majore le-am calculat cu cineva, încercam să le adun pe o foaie. Și s-a ajuns undeva aproape la 40 ceva, 50 de milioane de euro. Bun, dar apropo de... Să mai promită cineva lucrul ăsta și să vedem cum o să realizezi. Apropo de fabrici și de investitori interesați... Promitem noi în contract și îl vor realiza. Nu, vor să mai promită cineva. Vor fi investiții la Roman. De ce e interesat să dezvolte aici afaceri în zona Romanului? Și ați vorbit și despre parcul industrial. Avem nevoie și de autostradă despre care tot vorbim și... Aici, chiar dacă n-am vorbit eu prea mult, să vorbesc cu un ghic, acele ce tot cer americanii de la TRV. Nu numai americani, orice investitor. Dar acum, care interesează infrastructura de transport. Deci dacă produci aici la Roman, sau mă rog, vrei la Iași să produci, trebuie să duci produsele spre Uniunea Europeană. N-ai cu ce. Să știți că sunt întârzieri, că e normal ca un agent economic să întârzie la execuția unui contract. Și produsele întârziate sunt expediate la ora actuală cu avionul. Costurile sunt foarte mari. Să știți că inclusiv de la airbag, anumite produse, ca să ajungă în linia de montaj din Germania sau din Italia, în timp util se trimite cu avion și costurile sunt mari. Pentru că transportul rutier durează câteva zile prin asta la altă. Și lucrul ăsta, să știți că toți investitorii multinaționalele astea care se plimbă, în primul rând se interesează de autostradă. Și cred că autostrada se va face. Gugur Cosmanciuc luptă din puteri pentru așa ceva. Când vom sărbători anul viitor Marea Unire, în 100 de ani de la Marea Unire, vrem să fie măcar proiectată, dacă nu începută execuția autostrăzii Iași-Târgu Mureș, chiar extinsă până la Chișinău. Da, bun, eu sper măcar să vedem, vorba dumneavoastră, documentele să fie gata. Și în momentul în care se va da prima lopată în autostradă, spunea domnul Ghica și îi dădeam dreptate, o să vedeți, deja lucrurile se vor schimba în Moldova. Investitorii vin rapid, prima lopată ca să fie primii. Prundici când se va săpa acolo, se schimbă lucrurile. Am auzit și de la alții contracandidați calitatea lucrărilor și se tot vorbește despre lucrul acesta, inclusiv pentru România, aș vorbi despre 85, care este o lucrare care a rezistat atâția ani și autostrăzile care tocmai s-au făcut și în două zile s-au surpat. Apropo de prima lopată, dați-mi voie să fiu un pic mai pesimistă, să nu fiu așa de optimistă în ce privește calitatea lucrărilor, dar la Roman oferiți această garanție? Pentru că mulți oameni spun, bun, s-a făcut o stradă, cât timp va funcționa? La prima iarnă, la primul îngheț, o mai avem sau nu mai avem? Artera Romană este acum realizată. Facem un exercițiu așa de memorie să vedem cum arătau străzile până în 2008 și cum arată după 2008 stradă cu stradă. Eu mi-amintesc că în 2005 am avut un accident și mi-era frică să traversez Rahovia, atunci se chema strada, pentru că era diferența de trotuar, dacă vă amintiți. Acum sunt pavene și văd că rezistă foarte bine, deci caritate este. Acum, știți cum e, nu e calitatea aia nemțească, nu e calitatea aia englezească, lucrurile așa, pentru că și noi suntem. Noi suntem români. Români, așa. Dar încet cu încet eu zic că lucrurile sunt dreaptă și aici și sunt pași mari, străzile din Roman, putem vorbi că nu avem stradă cu gropi în Roman. Deci nu aproape pot spune așa ceva. Că mai fi vreo groapă izolată pe aici, pe acolo, dacă ești să fie sesizată că în următoarea zi, zicem, domnul primar va rezolva prin cei de la direcția tehnică, deci nu, am căutat din timpul ăla. Să ne amintim cum erau capacele din străzi, de la canale. Da, zgomotul care acum sunt la nivel. Deci, calitatea a crescut. Bine, că ne dorim mai multă calitate, dar o facem tot noi. Deci, firmele sunt tot din Roman și tot cu Roman, Romașcan lucrăm. Ei, cât ne pricepe, cât nu ne pricepem și căutăm să ne perfecționăm. Cel puțin ar trebui aici să perfecționeze fiecare firmă. Din câte știu, mare parte, cel foarte mare procentaj al lucrărilor din Roman a fost făcute cu firme din Roman. Da, atunci când au apărut probleme de calitate, eram informați că ăștia sunt oamenii care îi avem. Eu aici găsesc o vină și a administratorului societății că nu e permanent în teren. Eu la societatea mea, când predau lucrarea, sunt acolo să văd ce îmi zice clientul. Cred că și e o parte din
din vină. Da, poate din lipsă de timp sau poate pur și simplu nu știu. E o lucrare la care trebuie să se lucreze. Iar ei sunt așa, da, răspundere, urecheați destul de bine, credeți. O bucată de autostradă era făcută de străini și să mai... Da, s-a mai întâmplat și lucrul de... Astfel, prioritate în viitorul mandat, v-am și spus, am un proiectul meu, îi voi susține cu tărie refacerea infrastructurii rutiere cu covor asfaltic în întregime. Deci, nu mai s-a făcut cam ce s-a făcut în Roman, cam am făcut din toate în acești 8 ani. Încercăm acum infrastructura să nu mai peticim, ne permitem din buget să turnăm covor asfaltic, așa cum de altfel au început programe. Ați văzut bulevarde întregi, străzi mari sunt asfaltate în întregime, nu parțial, nu cu petice. În câteva cuvinte pentru finalul de emisiune, 2-3 cuvinte, de ce ar trebui să voteze romașcanii echipa liberală, domnule Ghica și domnule Andrieș, vă rog. Votând echipa liberală, votând cu primarul doamna Orențiu Leureanu, nu veți greși, pentru că la noi, cum se spune, faptele vorbesc, deci ce am făcut, vom face mult mai mult în continuare, Dumnezeu să ne ajute. Veniți pe 5 iunie la alegeri, votați cu echipa liberală, votați cu primarul doamna Orențiu Leureanu. Avem nevoie de o echipă PNL în Roman, în județ și la nivel național. Sper să facem o figură frumoasă, cum s-a făcut și în decembrie la prezidențiale și să fie totul în regulă. Am zis, eu dacă n-aș face parte din politică, din administrația publică locală, m-aș dormi liniștit pentru că s-au făcut lucruri. Roman s-a mișcat bine, iar un om care vine pentru prima oară sau a doua, a treia oară în Roman, după o lungă perioadă de timp, vede schimbare radical în Roman. Doar la față ceea ce se vede și de desubturi sunt schimbări majore, infrastructuri de apă, canal și așa mai departe. Mulțumesc foarte frumos pentru opiniile oferite. Mulțumim și celor care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu programele Roman 24. Îmi doresc un Roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca Romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca Romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru Roman, un Roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens.